Hai, bună dimineața! Este foarte dimineața, de fapt foarte, este 8 fără 25. Eu m-am trezit că Adi a plecat la muncă. Probabil vă veți întreba de ce am ruși pe buze. Mi-am pus puțin ruși pe buze pentru că am fost la baie, m-am spălat pe ochi și aveam de gând să filmez astăzi pentru voi. Și mi-am luat halatul acesta pe mine, care, by the way, este plin de acuarele și nu se mai ia. Deci nu este murdar, pur și simplu sunt acuarele. Și cum vă spuneam, am sală pe ochi și când m-am uitat la mine, parcă eram așa foarte ștearsă și foarte fadă și foarte lipsită de viață, așa, și am zis, zic, Doamne, m-am săturat să mă văd așa. Tocmai de aceea mi-am pus puțin ruși pe buze. Știu că poate pare ciudățel să mă vedeți la 8 fără 25 cu ruși pe buze, dar m-am zis, m-am săturat să arăt ștearsă. Și să știți că oarecum, eu nu știu cum sunteți voi, dar pe mine mă influențează cum arăt, mi influențează starea de spirit. Mi-am făcut o cafea, după cum ați observat, am început să mai beau și eu cafea. Bine, este tot decofeinizată. Încă nu am trecut la cafea normală și nu cred că voi trece curând, pentru că noi ne-am obișnuit cu asta. Eu uite că am dat cam mult ruși pe aici. Așa, și cred că vom rămâne așa. În România, Adi mi se pare că bea o cafea normală. Dar de ce bem noi decofeinizată? Pentru că ne mai trezim seara așa pe la 6. Îl mai auzi pe Adi, pisi, fă-și mie o cafea. Sau vreau eu o cafea și îl întreb și pe el, vreau o cafea. Și pentru că ne trezim așa când ne e poftă, nu cred că este ok să bei cafea cu cofeină seara. Da, înainte de a începe acest videoclip, vreau să vă mulțumesc din suflet, atât eu cât și Adi, pentru prezența de care ați dat dovadă pe acest canal și pentru încurajările pe care le-ați trimis lui Adi. Din păcate, în vlogul acesta el nu o să apară, pentru că este la muncă, el a plecat de dimineață, a intrat la 8 astăzi, doar ce a plecat. Și voi rămâne doar eu să vă mai povestesc niște lucruri, dar în următor videoclip avem o surpriză pentru voi pe care mi-ați cerut-o și o vom face împreună. Așa că nu știu dacă va fi următorul, luni vom filma, astăzi este sâmbătă când filmez și tot astăzi o să postez. Nu cred că următorul, cred că celălalt vom filma amândoi. Dar vreau să vă zic că deja l-a prins vria și febra. Dar mai avem abonați, dar câte vizualizări avem, dar cum merge videoclipul acesta. Dar am primit ceva comentarii, dar a zis lumea ceva de mine. Și m-am bucurat să accepte și el și să aibă așa un impact frumos asupra publicului. Vreau să-mi fac puțin mic dejun și o să vă arăt și vouă ce fac, pentru că eu intru la muncă la 9. Astăzi este sâmbătă, cum v-am zis, și uitați-vă ce vreme avem afară. A plouat azi noapte, este ud, este foarte frig. Ieri au fost 11 grade, dar v-am zis, pentru că suntem la mare, bătea vântul atât de tare și era atât de frig și mie era atât de rău cu mirosul ăsta de mare, deci nu vă puteți închipui ce a fost ieri aici. Și vreau să vă arăt că mi-a murit într-un final floarea de la orhidee, așa, deci nu mai este, dar văd că dau alte două pe aici, așa, da, tot am avut grijă de ea, văd că are un lăstar mai mare aici, mai gros, nu știu, nu mă pricep. Așa. Și văd că eu mai dau și niște frunzulițe pe aici, pe undeva, și mai dau un lăstar aici, cred că vor fi flori. Da. Și acestea fiind spuse, dacă tot suntem la capitolul flori, ia să vedem ce mai face grădina noastră. Așa. Uite, avem aici roșioarele. Cred că îngheață și asta la cât e de frig aici.
Vai, ce frig e. Mi-aduce aminte, stă, vă zic imediat, uite aici mai avem încă una, două flori, văd că le mai ies, uite, trei, patru, asta nu știu de ce nu mai dă, da, asta a făcut o roșie și atât, sper să fie un fruct pe aici pe undeva. Asta a făcut două și văd că îi mai dă una aici. Două, trei a avut. Așa. Mărarul e game over. Pătrunjelul e game over. Văd că mai dă pe aici vreun fir, dar nu. Aici avem o roșie. Asta e făcută. Așa. Mai avem aici una. Asta este roșie galbenă. Și văd că mai are încă două flori. Așa, astea-s verzi, uite, asta e gata de luat. Oh, și uite că mai au una, două, trei, patru flori aici și sus mai face, wow. Așa, și pe asta s-o iau de aici. Așa, și asta, uite că asta mai are încă una, două flori și mai are una acolo. Cam așa se prezintă grădina mea. Este prima dată când fac asta, dar nu o să mai. Bineînțeles că mi s-a terminat bateria la cameră. Asta să mă duc așa să mă vedeți. Și nu știu ce s-a filmat acolo. În fine, îmi pare rău. Nu știu, cred că trebuie să investesc într-o altă baterie sau într-o altă cameră. Habar n-am. Vă ziceam, nu știu dacă s-a prins pe camera, am fost de-am cules roșii din grădină și vă ziceam că frigul de acolo mi-amintește de veranda bunicilor când eram la țară, vacanța de iarnă și mirosea frig, ager. Și asta mi-amintește și veranda unde am roșiile. Am mâncat, am cules niște roșii. Așa, astea sunt roșioarele pe care le-am luat din grădina mea. Am mâncat una, am avut patru, am mâncat una. Asta nu că este nefăcută, asta este soiul. Este o roșie galbenă, portocalie, iar acestea sunt roșii. Și eu am pus și roșii galbene, dar văd că n-a ieșit niciuna. Am mâncat acel crumpet cu niște roșie și cu avocado. Ce vreau să vă zic? Ieri nu m-am simțit bine, evident, că asta este starea mea de vegetație și stare vegetativă de 3 luni de zile. Și am fost la doctor. M-am dus aici la medicul de familie. Luni am programare la doctorul care monitorizează sarcina în Anglia. De fapt, este moașă, așa. Și am fost aici la medicul de familie și am zis, uitați, nu mă simt bine, eram vomitat și apa pe care am băut-o și mi-a zis că mă înțelege pentru că, na, din experiența sa am mai întâlnit astfel de femei, inclusiv soția sa cu ambii copii a fost la fel ca și mine. Și noi aici avem o aplicație în Anglia. V-am mai povestit eu despre ea în alte vloguri, în care îți pui înălțimea și greutatea când începe sarcina. Și ieri m-a cântărit, iar eu nu am luat în greutate decât 700 de grame. Și a zis că este puțin îngrijorător pentru că o femeie gravidă ar trebui să ia cel puțin un kilogram pe lună. Dar, na, n-am ce face. Și am zis că eu m-am așteptat la astfel de rezultate pentru că vomit în fiecare zi și m-a întrebat de câte ori vomit și zic, sunt zile în care vomit de 3 ori, sunt zile în care vomit odată, sunt zile în care nu vomit deloc. Deci n-am ceas, hai să vomit. Pur și simplu se întâmplă. Și mi-a dat niște pastile, se numesc ciclizin, hidroclorid, acestea sunt. Am luat ieri una și nu a ajutat, tot am vomitat. Mi-a zis că dacă nu funcționează în decurs de o săptămână, să vină înapoi și când va da altceva mai puternic.
Iar suchit. Evident că eu o să mai încerc și astăzi aceste pastiluțe. Sunt mici, se înghit foarte ușor, dar cu siguranță mă voi duce din nou pentru că nu cred că își vor face efectul. Adică este o stare foarte, foarte nasolică, aș zice eu, și nu știu, cred că am nevoie de ceva mai puternic, aș face, mi-ați scris mai multe dintre voi, că ar fi bine dacă aș putea să fac niște cure cu niște vitamine, glucoză să-mi bage pe venă, să mă pună la niște perfuzii, dar vedeți că ieri eu am cerut asta și doctorul mi-a spus că ei nu fac asta aici, că putem să încercăm așa, să le luăm pas cu pas. Bineînțeles că aici, decât să îți facă ceva mai bine, mai bine nu. Și am rămas așa, așteptăm. Luni mă duc la midwife, la moașă, dar o să fac un vlog separat cu asta. O să am scanul pentru anomalii, este puțin cam târziu, eu l-am făcut deja pe acesta în România și știu rezultatul. V-am zis că sunt puțin cam în urmă cu filmatul pentru că a intervenit Adi și mi-a tăiat așa din rutina vlogurilor. Eu le aveam făcute așa pe căprării, cum se zice, dar nici n-am vrut să vă umplu de vloguri cu doctori, așa că le-am mai lăsat puțin deoparte. Colac peste pupăză, după cum vedeți, tușesc. Când am venit în Anglia, marți seara, ne-a fost anulat zborul. Întârziat. Ne-am întârziat zborul și am aterizat undeva aproape de 12 noaptea aici. Am ajuns acasă pe la 2. În fine, eu eram îmbrăcată cu o gecuță subțirică. La mine nu m-am gândit la Fabi și am luat lui o geacă mai grosuță, i-am luat plover la el. Și am cam dârdit. Mi-a fost cam frig până am ajuns acasă. Acasă era frig. Nu mi-am dat seama să-i spun prietene mele care au avut cheia. Zic, băi, să dai drumul la căldură, să găsim cald când venim. În fine, am cam dărdit și am cam frisonat și m-a luat și în gât. Tușesc, strănut și evident că nu am luat nimic, nici n-o să iau, așa o să duc pe picioare totul, pentru că eu pot și sunt puternică. Da, și asta am vrut să vă zic, că am fost la doctor, mă duc să mă schimb, mă duc să mă pregătesc pentru muncă, să-mi dau hălățelul jos și o să vă povestesc și ce am făcut la doctor și pe ce am cheltuit aproape 5.000 de lei. Asta nu rămâne decât să... Asta dacă vreți să aflați și să vă mai spun așa detalii despre analizele pe care le-am făcut și analizele uzuale pe care ar trebui să le facă orice gravidă și care sunt prețurile la Regina Maria, rămâneți alături de mine. Hai, bine v-am regăsit a treia zi după ce am filmat prima parte a vlogului. Bine v-am regăsit. Și da, mi-a câte 3 zile să pot să filmez un videoclip în ultimele zile, pentru că nu cred că mai are rost să vă zic că nu mă simt bine, că mi-e rău și așa mai departe. Zilele astea am tot zăcut și am zis într-un final, pentru că am primit așa multe mesaje de la voi pe Facebook în care mă întrebați dacă sunt bine, că mi-ați simțit lipsa de pe YouTube și asta nu face decât să mă bucure. Cine a venit? A venit un pui de urs la mine aici în cameră. Închide ușița, mami, ca să putem să vorbim. Ia, stai așa. Așa, și am zis, zic, hai să stăm puțin de vorbă și să vă explic, pentru că m-ați întrebat, știu că multe dintre voi care mă urmăriți sunteți mămici sau veți fi mămici și de când am spus eu că am făcut demersurile și toate analizele la Regina Maria, am primit dese întrebări
despre ce analize am făcut și care au fost prețurile. Până acum am dat în jur de 5.000 de lei, așa cum vă spune și titlul, pe niște analize pe care, așa cum v-am zis la începutul videoclipului, mi-aș fi dorit să pot să le fac și în prima sarcină cu Fabian, să fiu sigură că le am pe toate puse în ordine și că sunt foarte, foarte safe pentru a duce sarcina la bun sfârșit și că totul va fi bine atât pentru mine cât și pentru făt, pentru copilaș. Aceste analize, oricum, eu aș fi, analizele de sânge, aici vorbesc despre cele de sânge, oricum le fac în fiecare an și aici au fost incluse în preț, practic n-a trebuit să mă mai duc în altă parte, eu de obicei le făceam la Sinevo, în Buzău, dar acum mi-a dat doamna doctor de făcut analize, slavă Domnului, și le-am făcut și pe cele la sânge pe care mi-a spus. Plus am făcut un test pe care o să vă citesc puțin despre el, pentru că nu sunt medic, nu știu să vă spun pe de rost toate beneficiile pe care le aveți în urma acestui test. Se numește Prenatal Safe, costă 3.500 de lei, 3.300 de lei, pardon. Este un test prenatal non-invaziv de ultimă generație. Aici toate informațiile le găsiți pe site-ul Regina Maria. Și vreau să vă spun de ce am făcut acest test prenatal safe, pentru că, așa cum mi-a explicat și medicul ginecolog, odată ce ai trecut de 35 de ani, corpul tău nu mai este tânăr. Tu zici că ești tânără, dar de fapt corpul tău nu mai este tânăr pentru a duce o sarcină la capăt fără complicații. Acestea pot fi fie de la început, fie pot apărea pe parcurs. Tocmai de aceea este impetuos necesar să faci mai multe seturi de analize. Practic, eu voi face 3 seturi de analize pe toată durata acestei sarcini și voi fi supravegheată atât de medicul meu de la Regina Maria, cât voi merge și aici la Moașă. Dacă locuiți în Anglia, știți că sarcina este văzută de către o moașă. Vă ziceam de testul acesta prenatal safe, este unul dintre cele mai avansate teste prenatale non-invazive de ultimă generație care poate analiza ADN-ul fetal liber circulant dintr-o probă de sânge matern. Deci, practic, mie mi s-a recoltat sânge, iar probele au fost trimise în Statele Unite pentru a detecta cele mai frecvente anomalii cromozomiale ale fătului. Spre deosebire de orice alt test prenatal neinvaziv disponibil până în prezent, Prenatal Safe oferă un nivel de informații disponibil anterior doar dintr-o analiză a cariotipului fetal efectuată, însă prin proceduri invazive de diagnostic prenatal, amniocenteză și CVS, care comporta un grad de risc pentru mamă și făt. Adică, noi nu am ajuns să luăm analize din amniocenteză, care este, din ce am înțeles eu, am zis, nu sunt medic, doar ce am auzit, că este cam riscant să faci așa. Scuze-ne, tot întrerupe un puști pe care îl știți și voi și probabil o să-l vedeți mai târziu. Testul prenatal safe este, în schimb, pe cât de sigur pentru mamă și făt. Asta, cum vă ziceam mai devreme, că nu se intră în amniocenteză și CVS, pe atât de precis, rapid și nedureros, implicând prelevarea unei probe de 8-10 ml de sânge venos de la mamă. Deci, practic, mie mi-au luat două sticluțe, cam așa, de sânge, două probete. Nimic nu este mai important pentru o viitoare mamă decât certitudinea că bebelușul este sănătos, de aceea testele neinvazive de screening prenatal sunt atât de importante în cursul sarcinii pentru a oferi cât mai timpuriu, încă din săptămâna 10-a de sarcină, date care ghidează medicul pentru consilierea și asigurarea unei asistențe medicale cât mai adecvate gravidei. Iar acum vine partea cea mai importantă, ca să vedeți de ce am fost de acord să plătesc suma aceasta, care nu este o sumă chiar așa de mică. Testul poate identifica o gamă largă de anomalii cromozomiale, efectuând screening-ul aneuploidiilor fetale, modificări ale numărului de cromozomi de tipul trisomie 21, asta înseamnă sindromul Down,
trisomiei 18, asta este Edwards, și mai este unul, trisomia 13, aceasta este Patau. Trisomiei 16, 9 sau cromozomilor sexuali X sau Y. Aici presupun că știți despre ce este vorba când cromozomii X și Y se împreunează greșit. De asemenea, prenatal safe poate detecta până la 9 sindrome de microdeleții. Acestea le-am făcut și eu. Poți face acest prenatal cu microdeleții sau fără microdeleții. Eu l-am făcut cu microdeleții și poate determina inclusiv sexul bebelușului cu mult înaintea ecografiei fetale, în timp ce variantele avansate ale prenatal safe, cum ar fi prenatal safe complete plus, acestea erau vreo 4.000 de lei, analizează suplimentar toți cei 46 de cromozome ai bebelușului și cele mai frecvente mutații genetice moștenite, fibroză chistică, hipoacuzie recesivă de tip 1A și 1B, beta-talasemie, anemie falciformă sau mutații genetice de novo, implicate în displazii scheletice, malformații cardiace sau anomalii congenitale precum epilepsia, autism sau dizabilități intelectuale. Presupun că v-ați dat seama din ultima propoziție de ce am făcut acest test. Și zicea aici că de ce este nevoie de teste de screening prenatal? Că în ultimele decenii, vârsta la care femeile devin mame a crescut semnificativ, odată cu opțiunea tot mai frecventă pentru finalizarea studiilor superioare și dezvoltarea unei cariere profesionale. Exact asta se întâmplă, ne dorim să devenim... să avem o carieră profesională, să avem un job, să avem o casă a noastră și după aceea ne vrem familie. Astfel, vârsta media femeilor din UE la nașterea primului copil a ajuns la 29 de ani în 2019, iar în unele țări precum Franța sau Italia chiar a depășit 31 de ani. Riscul de a avea un copil Down, de exemplu, este de aproximativ 1 din 1250 pentru o femeie care concepe la 25 de ani, 1 din 900 la o femeie care poartă o sarcină la 30 de ani și 1 din 300 la 35 de ani. Pentru că la 40 de ani, șansele conceperii unui copil cu sindrom Down să crească îngrijorător până la 1 din 100 de sarcini, conform specialiștilor. Deci este foarte, foarte critică treaba și când, probabil când am zis la început că femeile la 35-36 de ani nu mai sunt tinere pentru a mai căra o sarcină, probabil multe a zis ce vorbești, uite despre asta vorbesc. De asemenea, riscul unor avorturi spontane crește odată cu vârsta. Majoritatea avorturilor spontane apar în primele 3 săptămâni de sarcină. La 35 de ani, șansa este de aproximativ 20%, iar până la 45 de ani, șansa unui avort spontan crește cu atenție 80%. O cauză majoră constituind-o și prezența anomaliilor genetice cromozomiale. Și mai zice aici că prenatal safe este un test non-invaziv care, eliminând riscurile de avort prezente în tehnicile tradiționale invazive de diagnostic prenatal, precum amniocenteza și biopsia vilozităților coriale, permite depistarea unei game lărgite de riscuri genetice importante pentru evoluția sarcinii și a bebelușului tău. Dacă intrați puțin pe pagina Regina Maria, aici o veți găsi mai multe variante ale testării și v-am zis cel mai ieftin era 3.000 de lei, după aceea era acesta de 3.300 de lei pe care l-am făcut eu cu microdeleții, mai era unul cu microdeleții complet plus, uite-le aici, da, prenatal safe plus 5, acesta este 3.000 de lei, prenatal safe plus cu microdeleții, acesta l-am făcut eu, este 3.300. Și mai avem, pot vedea sindromele Angelman, Cridușat, sindromul de deleție 1P36, sindromul de George, sindromul Prader-Willi și sindromul Worf-Hirschhorn. Așa, și tot aici intră gratuit să vadă dacă copilașul are fibroză chistică și surditate genetică. Și mai este unul prenatal safe cario, acesta face tot ce am făcut eu,
plus că oferă informații la nivel genetic cu rezoluția asemănătoare cariotiparii, detectează deleții și duplicații pe toți cromozomii, detectează aneuploidii pe toți cromozomii. Și mai avem prenatal safe cario plus, acesta cred că era vreo 5.000 de lei, arată foarte, foarte multe mutații genetice și sindrome și tot felul de chestii. Și plus următorul, care este nivelul numărul 5, deci sunt pe nivele, practic, ni prenatal safe complete plus, era vreo 56 de milioane, din ce mi-amintesc eu, tot la fel arată foarte multe lucruri. Nici n-am ști să vă explic. Știu că are o acuratețe ridicată de 99%, cu rezultate fals pozitive de mai puțin de 0,1% și că este o siguranță pentru mamă cât și pentru făt, pentru că este un test non-invaziv. Este simplu și rapid și complex și oferă fiabilitate, deci este singurul test care furnizează rezultate concludente pentru fracția fetală, cantitatea de ADN fetal din sângele matern de până la 2%. În timp ce alte teste non-invazive pot furniza rezultate doar dacă fracția fetală este mai mare de 4%. Astfel se reduce considerabil rata de repetare a testului datorită cantității insuficiente de ADN fetal în sângele matern. Gata. Deci, așa cum și mie mi-a fost recomandat, după 35 de ani trebuie să trecem prin aceste teste pentru a fi siguri că facem o treabă bună și că suntem pe calea cea bună, pentru că nu mai suntem tinerele. Nu mai, practic, noi, cum mi-a explicat mie doamna doctor, pentru că probabil a văzut că mi-a căzut fața când mi-a zis că, bă, nu mai ești tânără, practic vorbim mai mult de ceea ce este în interiorul corpului, ci nu ceea ce apare la exterior. Iar la analize, aici mi-a dat doamna doctor o grămadă de analize de făcut și mai mult de sânge, așa multe. Dar de ce nu? Nu știu, de ce mi se blochează telefonul? Mi s-a blocat deja, gata, nu pot să vă arăt nimic. Bun, mi-au cerut analizele uzuale de sânge, la care a adăugat așa, hematologie și coagulare, hematologie, deci avem fibrinogenul, acid uric, creatinină, după aceea am avut antigen, anticorpi, anti-HCV, anticorp HIV, tiroxină, TSH-ul mi l-a dat de făcut, hemograma. Aici am avut, uitați câte analize, cred că am avut vreo 15 de făcut, poate chiar mai bine. Anticorpi, anticitomegalovirus, acesta este foarte important. Am avut și IgG și IgM. Anticorp antivirusul rubeolei, rujeolei, gondi, antitoxoplasma gondi, așa, antivirus herpetic, am avut și bacteriologie, Papanicolau, anticorpi, nu știu, în total cred că au fost peste 50 de analize pe care, la urină, pe care a trebuit să le fac, și ceea ce îmi place foarte mult este că faci aceste analize și le primești pe cont, deci îți intră pe contul Regina Maria, iar acolo ai posibilitatea de a le trimite către medicii tăi, adică nu pot să iau să trimit cuiva. E important acolo că ai medicii tăi, poți bineînțeles să le și salvezi în telefon, și poți să-ți salvezi și medicii și ți-arată acolo, de exemplu, cum a fost la mine la hematologie. A fost medicul meu de obstetrică și ginecologie, medicul meu ginecolog care mi-a recomandat asta și arată acolo
dacă vrei să trimiți rezultatele către medicul tău, iar medicul tău îți scrie și îți spune trebuie să iei asta, asta și asta sau trebuie să faci asta și asta în funcție de rezultatele pe care le ai, iar asta mie mi se pare super, super mișto, pentru că nu trebuie să stăm să ne mai chinuim, nu trebuie să stau să mă mai, da, răspundeți-mi, vă rog, da, nu, este ok, este simplu, este foarte ușor de dus la bun sfârșit rezultatul. Și eram acum, astea sunt analizele pe care le-am făcut momentan, plus că am mai făcut morfologia fetală de trimestrul întâi. Asta am făcut-o la Regina Maria și am făcut-o și astăzi în Anglia. La Regina Maria, să știți că am fost tare mulțumită pentru că aparatura este super performantă și au reușit să-mi spună și chiar și sexul copilașului și sexul bebelușului, dar am vorbit cu Adi, nu o să vă spunem momentan ce avem, noi știm. Am vorbit cu Adi și vom face un videoclip în care vom face un gender reveal împreună, adică alături de voi vom afla sexul bebelușului, adică vă vom spune sexul bebelușului într-un videoclip așa frumos cum se cuvine. Și ca să îl fac așa pe Adi să fiarbă, când eram la doctor, i-am dat un mesaj, m-a întrebat dacă sunt ok și am dat mesaj și i-am zis, zic, vrei să știi ce avem? Și mi-a zis, da. Și l-am lăsat în sin, adică nu i-am răspuns la mesaj, l-am lăsat așa să aștepte să vedem ce zice, dacă este nerăbdător să afle. Și nu mare mi-a fost mirarea când l-am văzut foarte calm, așa și foarte chill și mi-a zis, nu contează ce este important, este să fie sănătos. Și cam asta zic și eu, aș fi avut o dorință, aș fi vrut să fie fetiță, dar important este să fie sănătos, nu contează ce am sau ce va fi, important este să fie sănătos. La morfologia fetală totul a decurs foarte bine. Eu am făcut această morfologie pentru trimestrul 1 la ultrasunete pentru a fi 100% sigură, bine că nici aici nu ai o variantă de 100%, ai tot timpul 99%, adică e și o marjă de eroare de 1%, să fiu sigură că nu există niciun risc de cele trei sindrome Edwards, Down și Patau. Din fericire și mulțumesc lui Dumnezeu, a ieșit foarte bine rezultatul screeningului, a ieșit rezultatul morfologiei, a ieșit că suntem la low, low risk, asta înseamnă că este un risc foarte, foarte scăzut, nu o să zic niciodată că nu este risc, o să zic că este un risc foarte scăzut de a avea cele trei sindrome. Bebe s-a dezvoltat frumos, s-a dezvoltat armonios când am făcut la București morfologia, avea aproape 7 cm. Astăzi când am fost în Anglia să fac morfologia din nou, pentru că na, nu strică un control în plus, am spus că are puțin peste 8 cm și era bebe foarte activ și stătea foarte mult din picioare și din mâini. Am avut șansa să întâlnesc o moașă foarte drăguță, dar absolut extraordinar de drăguță și mi-a explicat cam, uite, aici avem atâta lungimea capului, asta e lungimea picioarelor, aici sunt mâinile, aici atâta e capul, atâta este, nu știu, lichidul acesta din spate. Mi-a zis că totul arată bine, că totul arată normal, că totul arată în limite normale și că nu trebuie să-mi fac griji, dar voi primi o scrisoare în decurs de o săptămână cu rezultatele acestor analize, plus voi primi o invitație pentru următoarea ședință, pentru următorul scan, care va fi la 2 săptămâni. Momentan, astăzi, copilașul, sarcina este de 13 săptămâni și 2 zile, deci este puțin, 5 zile plus sau minus, este cam în urmă față de ceea ce mi s-a spus la Regina Maria. Și dacă mă iau după aplicație, așa,
Este exact ceea ce spune aplicația aici. La Regina Maria ar fi fost sarcina cu 5 zile peste. Acolo la Regina Maria nu mi-au spus, vezi că va fi o marjă de eroare de 5 zile plus sau minus, mi-au spus, asta este data pe care preconizăm noi că vei naște. Și atunci a fost, acum a fost pe data de 5, a 4-a, iar atunci a fost pe 30, pe 31 martie, adică au fost 6 zile aproape distanță între ele. Dar, na, pe undeva pe la sfârșitul lui martie, începutul lui aprilie, atunci a trebuit să fie data nașterii, iar bebelușul are acum dimensiunea unui kiwi, așa spune aplicația, și ia să vedem dacă arată cumva, aici spune că are 6,7 cm, însă în realitate bebelușul are puțin peste 8 cm, adică este puțin mai înalt decât ar spune aplicația. Doamne ajută să fie înalt, să nu semene pitic ca mine, să fie înalt ca taică-su, că nu mă supăr și mie place. Și aici vreau să vă rog, dacă sunteți mămici, vai ce a început să plouă afară, ia uite ce, uitați-vă. Deci, dintr-o dată așa, că era, nu era senin, dar nu se lăsa de ploaie. Dacă sunteți viitoare mămici, aș vrea să vă recomand această aplicație și cred că v-am mai recomandat eu prin videoclipuri, dar niciodată nu strică să mai zicem încă o dată. Se numește Sarcina Plus și este efectuată de către către Philips. Așa. Și aici vreau să vă arăt că avem niște sfaturi, se spune despre grezuri și așa mai departe. Și spune așa, sfaturi privind alimentația. Bea un pahar de suc de portocale în timpul mesei. Se cunoaște faptul că vitamina C contribuie la menținerea nivelului de fier. Eu nu știu sub ce aspect îmi place să beau foarte mult suc de ananas. Ieri, de exemplu, am cumpărat un carton de ananas de un litru și cred că l-am băut din două guri. Adică din două ori, am băut de două ori din sticlă și s-a terminat sticla. Și seara mi-am luat și o conservă tot așa de ananas și am terminat-o și pe aceea. Și nu înțeleg de ce nu mă pot sătura. Așa, tot aici avem niște sfaturi foarte interesante, medicamente singure care pot fi luate în timpul sarcinii. De aceea recomand această aplicație pentru că aveți și sfaturi și mai multe. Așa, iar eu le citesc pe acestea în fiecare zi pentru că învăț foarte multe de aici. Și asta vă recomand și vă o să faceți. Până acum, deci eu am început sarcina cu 58 de kilograme, cam așa, aproape 59, bine, eram 59 îmbrăcată, să spunem că aveam un marjă de eroare de 1 kilogram, cam 58, acum am 60 de kilograme. Asta înseamnă că am luat doar 2 kilograme în 3 luni de sarcină. Asta din cauza faptului că îmi este greață mai tot timpul și că nu prea mă simt bine și că tot timpul vomit. Da, bun. Acestea au fost informațiile pe care am vrut neapărat să le împărtășesc cu voi, să vă spun la ce să vă așteptați dacă alegeți rețeaua de sănătate privată pentru a naște. După cum știți, data trecută când am fost gravidă cu Fabian, eu am născut la stat și am fost coordonată tot de un medic privat, dar aveam un cabinet individual și am născut la stat și s-au văzut diferențele. Acum, medicii tratează cu multă grijă pacienții și oferă foarte multe informații. Există o comunicare foarte bună cu medicii. Eu am, de exemplu, numărul personal al doctoriței. Dacă am vreo întrebare, ceva, pur și simplu îi dau un mesaj pe WhatsApp, iar dânsa răspunde când vede.
Și, uite, și în legătură cu analizele, la fel, nu putea dânsa să vadă o analiză pe care am făcut-o la Buzău, la Regina Maria de la Buzău, nu putea să o vadă online și mi-a dat mesaj pe WhatsApp, așa am comunicat împreună și am rezolvat situația foarte simplu și foarte frumos și foarte civilizat. Și acestea sunt costurile în cazul în care vă interesează cât costă la privat. Dacă vă interesează să vedeți și mai multe lucruri, cât costă, nu știu, și morfologia de trimestru 2 și orice altceva, puteți să-mi lăsați mesaje fie în privat, fie în comentarii, iar eu sunt dispusă să vă ofer aceste informații. Vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine și astăzi. Cred că este momentul să închidem acest vlog aici, să mă duc jos la Prâzlea să vedem ce face, pentru că tati pleacă la muncă acum într-o jumătate de oră și Prâzlea trebuie să rămână cu mami. V-am pupat și să aveți o zi minunată, fix așa ca și voi. Mua!